Polițiștii locali vor fi nelipsiți de la manifestările organizate în municipiul Giurgiu cu prilejul Zilei Naționale a României. Practic, ei au fost angrenați în tot felul de activități și în zilele premergătoare datei de 1 decembrie. E o zi foarte plină, deci ziua de 30 noiembrie și ziua de 1 decembrie pentru lucrătorii de la poliția locală este o zi plină. Vă dați seama că fiind două sărbători legale, lucrătorii de la poliția locală vor fi recompensați cu liber pentru aceste zile. Deci vor fi la datorie asta? Vor fi la datorie, asta este important, da. Nu numai noi, dar și noi alături de celelalte forțe de ordine publică de pe raza municipiului și al județului, cu care avem plan de colaborare. Pentru 1 decembrie însă, polițiștii locali vor fi în stradă număr mai mare decât de obicei, fiind mobilizate pentru activitățile planificate forțe suplimentare. Nu ne oprim numai la efectivele forțe și tehnică pentru defilare. Noi avem și oameni pentru ordine publică, atât pe în fața tribunei, lateral de tribună, pe șoseaua București, dar vom avea efective și de circulație și de ordine publică pe arterele de circulație. Vor fi închise strada Independenței, Petre Ghelmezi, Bulevardul CFR, șoseaua București și vom avea pe strada Petre Ghelmezi amplasate corturi pentru distribuirea hranei, plus o scenă pentru interpreți consacrați, unde se va da un spectacol de către Centrul Cultural Ion Vine și vă dați seama că trebuie să avem forțe de ordine și în acea zonă. Pe lângă măsurile de ordine și liniște publică, polițiștii locali vor defila cu plutoane de lucrători și vor prezenta totodată dotarea de care dispune instituția. Vom avea două detașamente de defilare cu comandanți de detașamente, vom avea drapelul unității care va fi scos, garda drapelului. Ca tehnică vom avea 5 autoturisme Dacia, un autoturism de intervenție rapidă, un Mercedes Vito și o Solența care va participa, plus un moped pe care noi l-am achiziționat în urmă cu ceva timp pentru circulația rutieră. Prin urmare, polițiștii locali solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor locali aflați în zonă.